Vești bune de la grupul de comunicare strategică. Doar 620 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 la aproape 11.000 de teste. De asemenea, presiunea pe ATI a scăzut, iar numărul de internări a ajuns la 962. Totodată, doar Bucureștiul și județul Cluj au rămas cu o rată de incidență de peste 1,5 la 1.000 de locuitori. Doar 620 de cazuri s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, la aproximativ 11.000 de teste. Acest număr încurajator reprezintă cea mai mică cifră din ultimele 8 luni. Potrivit datelor oficiale, în ultimele 24 de ore au murit 68 de pacienți din cauza COVID-19. Totodată, la ATI mai sunt internați 962 de pacienți. Înseamnă o mare ușurare, pentru că ATI-ul rămâne un seismograf definitiv care arată trendul, evoluția. Nu e de neglijat faptul că, deși numărul de cazuri pozitive, indicatorii se ameliorează de aproape o lună, iată, ATI-urile au continuat să rămână pline. Pentru prima dată am avut mai mult de 3 locuri libere pe toată zona de vest a României și ne-am bucurat foarte tare. Simțim, într-adevăr, o evoluție bună. Credem că semnalul de la ATI este unul cu adevărat semnificativ și sperăm să mergem tot așa. Iar scăderea importantă a cifrelor se vede și în graficul ratei de incidență. Astfel, doar municipiul București cu o rată de 1,59 la 1.000 de locuitori și județul Cluj cu o rată de 1,54 la 1.000 de locuitori se mai află în scenariul galben. De asemenea, județele Alba și Ilfov se află la limită, dar judecând după trendul descendent, rata acestora de incidență va urma să scadă în continuare în următoarele zile.